Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit la un nou mic comentariu, așa, legat de o întrebare foarte bună, legată de refluxul gastroesofagian. Să vă citesc întrebarea, stați să văd unde era aici. Deci, am reflux acid numai când adorm. Ce este de făcut? Deci, o întrebare extrem, extrem de bună. Refluxul gastroesofagian este o problemă extrem de mare, foarte frecventă, legată foarte mult de bolile pulmonare. Asta este ceva ce vreau să vă spun. Ca pneumolog, eu mă confrunt des cu această problemă pentru că există mulți pacienți, de exemplu, care au o tuse care nu trece din cauza refluxului gastroesofagian. Sau sunt oameni care fac rinite cronice de la refluxul gastroesofagian, deci probleme cu nasul, cu sfera ORL. Vă gândiți că n-are nicio legătură, dar căile respiratorii sunt vulnerabile la acidul care urcă din stomac. Și, bineînțeles, când ne punem în pat și ne întindem la orizontală, acel reflux poate să urce mult mai ușor, din stomac, esofag și tot mai sus. Deci, bineînțeles, dacă avem această problemă cu refluxul esofagian, gastroesofagian, destul de puternic, putem să avem ulterior niște probleme cu plămânii. Ce e de făcut? În primul rând, dieta și stilul de viață și poziția somnului. Astea sunt lucrurile cele mai importante. Înainte de medicamente, trebuie să facem lucrurile care previn apariția refluxului gastroesofagian într-o cantitate semnificativă. Este, în primul rând, normal să vă spun că refluxul gastroesofagian poate să apară la absolut orice persoană. Nu este neapărat o problemă patologică dacă este din când în când, câte puțin, după o masă copioasă, după ceva foarte acid, avem un pic de disconfort, urcă ceva pe aici, ne deranjează un pic. Se întâmplă din când în când, nu e o problemă. Dar când se repetă în fiecare zi, în fiecare noapte când dormim, pot să apară diverse probleme și la nivel respirator. Primul lucru, aș zice, pentru stilul de viață este dieta. Trebuie să fim atenți la ce mâncăm. Și aici nu este o regulă. Multă lume se gândește că da, trebuie să ținem dieta cu tare ca să avem rezultatul X. Dar nu e chiar așa, pentru că fiecare om e diferit. Și ceea ce mie îmi convine, ceea ce corpul meu acceptă și îi place, s-ar putea să nu fie la fel ca pentru dumneavoastră. Deci, este foarte important să aveți această prezență de spirit, să vă gândiți ce anume vă face bine, ce vă face rău. Dacă aveți, nu știu, probleme, de exemplu, când mâncați lactate, trebuie să reduceți poate consumul de lactate, să le înlocuiți cu altceva. Dacă aveți probleme cu mâncărurile foarte, foarte iuți, poate trebuie să mai reduceți un pic din iuțeală. Dacă sunt, nu știu, murături sau ceva foarte acid care vă dă reflux, poate trebuie să schimbați un pic dieta. Deci asta e prima chestie, să fiți, nu știu, să încercați să vă notați undeva ce mâncăruri v-au oprit, ce nu v-au oprit. Și puteți să faceți așa cu un mic jurnal într-o săptămână, ce mese ați avut, ce ați mâncat, ce s-a întâmplat, ce v-a prins, ce nu. Și vă faceți de acolo un meniu. Deci asta este, din punctul meu de vedere, cel mai simplu lucru ca să fie ceva adaptat și în funcție de ceea ce vă place și în funcție de ceea ce vă face bine. Apoi, a doua chestie la care m-aș mai gândi este să vă gândiți dacă aveți o greutate normală. Și aici trebuie să fim foarte sinceri cu noi. Unii dintre noi suntem mai plinuți, mai puțin plinuți, poate nu mai facem mișcare de mult timp, poate abdomenul s-a mai crescut un pic în dimensiuni. Gândiți-vă că în momentul în care ne întindem în pat, dacă avem un pic de grăsime aici pe burtă, când stăm întinși în pat, grăsimea apasă. Apasă pe stomac, pe intestine, pe organe și poate un pic din acel acid din stomac să urce mai ușor. Deci, încercarea de a reduce un pic greutatea spre o greutate normală poate să ajute și cu refluxul gastroesofagian. A treia chestie la care m-aș mai gândi, dacă aveți reflux, cum spunea persoana care mi-a trimis comentariu, în momentul în care dormiți, este o situație din nou foarte frecventă, pentru că în momentul în care ne întindem în pat, bineînțeles, refluxul poate să urce. Dacă aceasta este problema, încercați să vă gândiți cum dormiți. Dacă dormiți extrem de plat, dacă dormiți pe o anumită parte și dacă puteți cumva să faceți niște mici modificări ca să aveți o poziție a corpului ușor ridicată, adică partea de sus să fie un pic ridicată de la orizontală. Deci dacă, să spunem, patul este perfect drept, dormiți fără perne, fără nimic, încercați ori să puneți o pernă, ori să puneți ceva sub saltea ca să ridicați un pic, așa, la, nu știu, 15-20 de grade, să ridicați un pic pieptul. Pentru că asta va ține prin gravitație o parte din reflux în stomac. Veți avea mai puțin care vine și vă deranjează, vă face să tușiți, să vă înnecați, etc. Deci astea ar fi niște mici modificări la început. Unele persoane, din păcate, mai au
alte probleme în plus care duc la reflux. De exemplu, unele persoane au hernie hiatală, care este o herniere a părții de superioare a stomacului care urcă un pic în piept, prin diafragm trece. În această situație, majoritatea persoanelor vor avea reflux cam indiferent de ceea ce fac. Dar toate aceste măsuri pe care le-am spus mai devreme, sigur ajută un pic, dar probabil nu vor elimina complet refluxul. Asta este ceva de întrebat, de discutat cu medicul dumneavoastră, dacă este situația în cazul dumneavoastră, dacă aveți sau nu hernie hiatală și dacă există vreo posibilitate să faceți ceva în acest caz. Există uneori niște proceduri care se pot face, niște intervenții chirurgicale, dacă este ceva foarte semnificativ, dar mă rog, asta trebuie discutat de la caz la caz, dacă e indicat. Altă chestie ar mai fi, bineînțeles, dacă trebuie să luați niște tratamente. Și aici există, bineînțeles, tratamente antiacide. Acum, legat de tratamentele antiacide, sunt și aici câteva precizări de făcut. Multă lume se gândește că antiacid este să iei ceva bicarbonat, lucruri de acest gen. Nu vă recomand. Personal. Deci bicarbonatul într-adevăr tamponează acidul din stomac, dar apoi stomacul are o reacție de a produce și mai mult acid. Este un fel de cerc vicios pentru că simte că aciditatea scade pentru că ați dat bicarbonat și produce mai mult acid. Deci pe termen lung s-ar putea să facă mai rău. Există în schimb tratamente antiacide care reduc secreția acidă din stomac. Și acestea pot să ajute dacă refluxul este semnificativ și este un reflux acid. Deci lucruri precum omeprazol, ranitidină, lucruri de acest gen pot să ajute uneori să reducă aciditatea stomacului. Dar, din nou, cu sfatul medicului, discutați să vedeți care e tratamentul potrivit în cazul dumneavoastră. Pentru că există cazuri în care refluxul din stomac nu este acid. Și dacă luați antiacide, nu prea vă ajută, pentru că refluxul tot va fi acolo. Nu este acid, nu rezolvați problema și trebuie poate să o luați de la capăt cu niște explorări, poate să vedeți un medic gastroenterolog, să vedeți ce e de făcut în această situație. Deci refluxul gastroesofagian este o problemă frecventă, o problemă cu multe fațete și e bine să discutați cu medicul, e bine să vedeți în cazul dumneavoastră care e treaba, ce se întâmplă. Mici modificări ale stilului de viață pot să ajute foarte mult în a reduce cantitatea de reflux și impactul asupra vieții dumneavoastră și a preveni bolile respiratorii și lucruri de acest gen. Dar, din nou, de la caz la caz difer. Vă recomand să mergeți la medic, multă sănătate și numai bine vă doresc!